Agenția Internațională a Energiei a propus ca limitele de viteză de pe autostradă să fie micșorate cu minim 10 km pe oră pentru a ajuta la economisirea de carburant în contextul crizei declanșate de războiul din Ucraina. În cadrul proiectului se mai dorește ca duminicile să fie fără mașini în oraș. În planul recomandat de Agenția Internațională pentru Energie ar fi ca în zilele de sâmbătă și duminică să se revină la circulația pentru mașinile cu numere pare și impare ca în vremea comunismului, pentru a se face economie la combustibil. De asemenea, agenția a mai propus ca duminicile să fie considerate zile fără mașini în orașe și ieftinirea transportului public. Toate aceste propuneri sunt pentru încurajarea oamenilor de a se deplasa cu bicicleta sau pe jos, stabilirea unui trafic alternativ pentru mașini în zonele urbane, promovarea serviciului de car sharing, utilizarea trenurilor de mare viteză în loc de mașini și promovarea vehiculelor electrice. Nu ar fi bine. Păi, na, dacă ai o necesitate, cum pleci? Sau trebuie să ceri aprobare ceva? Ar fi mai ok să-l lasă așa, dar na, o restricție mai mică, dar nu să nu mergi deloc. Exact ca pe timpul Ceaușescu. Oricum, tot ca pe timpul Ceaușescu și acum, cu toate. Atunci nu-l chemăm pe Ceaușescu în coace ca să nu mai facem noi, să vină el să rezolve. Cum adică pe timpul Ceaușescu? Pe timpul Ceaușescu a fost totul bine, nu numai circulația. Poate dacă zicem așa, înseamnă că a fost și alte lucruri bune, numai circulația. Asta o prostie. Atunci la ce dracu m-ai făcut în Revoluție, m-ai făcut în pe dracu, în pușcară, în pera, ca să revenim iar la normal. Nu vezi mai dacă s-au tâmpit toți. Declanșarea războiului din Ucraina a dus la o nouă criză din care a rezultat o creștere rapidă a prețurilor de combustibil. În acest context, pentru a încerca să limiteze pagubele și pentru a trece mai ușor prin criză, Agenția Internațională a Energiei a propus ca limitele de viteză de pe autostrăzi să fie micșorate. Reducerea limitei de viteză cu 10 km pe oră, duminici fără mașini în marile orașe sau chiar circulația în zile diferite pentru mașinile cu numere pare și impare sunt doar câteva dintre propunerile agenției. Dacă guvernele lumii ar impune astfel de măsuri, consumul de carburanți la nivel mondial ar scădea considerabil, dar la noi deocamdată guvernul nu a anunțat un astfel de plan.